Bună seara, dragii noștri telespectatori! Vă spunem din studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara, acolo unde se derulează în acest moment emisiunea Cuvântul care zidește. Emisiunea Cuvântul care zidește din duminica a cincea după Rusalii îl are ca invitat pe preacucernicul părinte, lector universitar dr. Adrian Covan, de la Facultatea de Teologie din Timișoara și slujitor la Biserica Parohiei Giroc, județul Timiș. Un vechi și statornic prieten al meu personal și al emisiunii noastre deopotrivă. Preacucernice părinte, vă spunem bun venit și mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Bine v-am găsit, vă mulțumesc și eu pentru invitația deopotrivă. Vă propunem, iată, și cum spuneam și în alte dăți, dragii noștri telespectatori și privitori, poate așa cum a făcut în această seară Părintele Profesor, și dumneavoastră veți lua din raft, de pe masă, oare de unde altundeva, Sfânta Scriptură sau cel puțin Noul Testament, pentru ca împreună cu Părintele Profesor să urmărim textul Evangheliei de astăzi, care este de la Evanghelistul Matei și care se referă la vindecarea demonizaților din ținutul Gadarei sau al Gadarenilor. Dar cred că Părintele Profesor, în cele ce urmează, va citi și în acest fel vom reauzi textul Sfinte Evanghelii ce s-a citit de dimineață la Sfânta Liturghie din bisericile și mănăstirile noastre. Vă rugăm, Părinte Profesor. Aș începe direct cu recitirea textului evanghelic. Și trecând Iisus dincolo, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el i-a zis: Duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 8, versetele 28 la 34. Acesta este textul care s-a citit astăzi în toate bisericile și mănăstirile din Biserica Ortodoxă Română. Îl localizează pe Mântuitorul Iisus Hristos într-o provincie numită Decapole, în ținutul Gadarenilor. Nu este precizat numele cetății, deci nu știm dacă a fost în Gadara, în capitala ținutului Gadarenilor, dar știm că a fost într-una dintre cetăți, pentru că ați văzut la final locuitorii cetății respective, datorită pagubei cu care s-au trezit, și anume minus câteva sute de porci, l-au rugat pe Iisus să părăsească ținutul cetăților. Da. Gadara de atunci este localitatea Uncuais din Iordania de astăzi, situată cumva la confluența dintre Israel și Siria. Asta ca telespectatorii dumneavoastră să știe asupra cărui unghi geografic ne îndreptăm privirea. Și în tot cazul, Părinte Profesor, nu? Teritoriul se află la nord, dacă nu greșesc, de marea aceasta a Galilei. A Galilei, da. Da, iar minunea izgonirii demonilor care îi cuprinsese pe cei doi posedați,
a avut loc îndată, așa ne spune Sfântul Evanghelist Matei, îndată după potolirea minunată a furtunii de pe mare, atunci când Mântuitorul ceartă vânturile și marea, liniștindu-le, făcându-le să reintre în firea lor calmă. Cred că am putea să vorbim, nu exagerez, până mâine dimineață despre toate cele ce țin de tabloul acesta deplorabil al celor doi nepăstuiți, pentru că posesia demonică este cumplită. Și spun aceste lucruri deoarece în primii 5 ani de preoție, și Sfinția voastră știți foarte bine, pentru că în prezent slujiți acolo unde am slujit eu în primii 5 ani de preoție, în general în mănăstiri slujitorii și personalul monahal are ocazia să vadă aceste cazuri mai rare, dar ele există deopotrivă, și anume a celor care suferă de pe urma posesiei demonice. Acum, înainte de toate, posesia aceasta are un aspect bivalent. Pe de o parte vorbim despre posesia fizică, când cel cuprins de forțele întunericului manifestă, să spunem așa, o anumită conduită corporală, în sensul că zvârcoliri, spume la gură, tot felul de zbateri, da, chiar și contorsionări am văzut cum așa. Și în al doilea rând o să vorbim în emisiunea aceasta și despre posedarea morală, care este mult mai gravă, părinte profesor, și care nu are, dacă vreți, o evaluare fizică externă. Aici e marea durere. Omul nici nu simte cum efectiv vine valul și îl trage spre adânc. Așa, dar reîntorcându-mă la textul pe care l-am citit, planul de abordare este unul multiplu. Înainte de toate, vedeți, de ce spuneam că este un tablou înfricoșător? Datorită faptului că erau cumpliți la aspect acești oameni, realmente mutilați. Erau legați în lanțuri și obezi care le produceau răni adânci asupra membrelor superioare și inferioare. În primul rând erau îndepărtați din comunități și ei înșiși nu doreau să locuiască, pentru că demonii se simt cel mai bine din punct de vedere al climatului geografic în locuri pustii, în locuri necălcate de picior omenesc, nelocuite de alte ființe din sfera necuvântătoarelor, mă refer, și, bineînțeles, în locuri fără apă. În al doilea rând, există un text paralel, versiunea lucanică, unde Mântuitorul, dacă vreți, îl legitimează pe demon, îl întreabă care ți este numele, și auzim cuvântul legiune. Cumplit. 6.000 de demoni să stăpânească un trup, vă dați seama ce muncă. Ce înseamnă aceasta? Ce muncă, da. Era practic o anticipare reală a iadului, unde în iad, prin poftele care nu-și mai găsesc împlinirea, demonii exercită acest proces psihologic de chinuire a sufletelor țintuite acolo în tărâmul nefericirii în vecii vecilor. Ar trebui să ne dea de gândit cu ce forțe avem de a face, pentru că, dacă îmi permiteți, aș vrea să invoc un text paulin din Efeseni capitolul 6, unde Sfântul Apostol Pavel ne atrage atenția că nu întotdeauna ispitele ne vin de la firea pământească căzută. Spune Apostolul, lupta noastră nu este întotdeauna cu carnea și cu sângele, adică cu trupul sau cu cele ale umanității lui Adam, cel căzut, știți, în păcat, ci ne luptăm cu începătoriile, cu stăpânile, cu domniile întunericului care sunt așezate în văzduhuri. Vă aduceți aminte de experiența spirituală a Sfântului Apostol Pavel, oglindită, descrisă, amănunțit în textul din 2 Corinteni, capitolul 12, unde Apostolul spune că cunoaște un om, nu știe dacă în duc sau în trup, care a fost răpit până la al treilea cer.
cele trei ceruri despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel sunt următoarele. Aș începe de sus în jos, mai întâi cerurile lui Dumnezeu, adică oștirea cerească, lumea nevăzută, lumea spirituală. Zona de mijloc, cel de-al doilea cer, este Vozduhov. Vedeți, cuvântul Vozduh vine din limba slavonă, însemnând un fel de sălaș al duhurilor, unde au căzut, unde sunt aninate, atârnate aceste duhuri ale răutății, care au căzut din ceruri. În Apocalipsa, capitolul 9, este descris această rebeliune a unei treimi din numărul îngerilor care s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu datorită egoismului, a iubirii de sine. Așa, și au fost aruncați din cer, s-a declanșat chiar un război, am putea spune, în carne și oase, spiritual, între tabăra îngerilor buni și tabăra îngerilor răi, îngerii buni fiind conduși de arhistrategul Mihail, așa, iar tabăra îngerilor răi de nimeni altul decât de Satan, potrivnicul lui Dumnezeu, sau Lucifer, cum a fost cunoscut el cu numele înainte de cădere. Și ne spune Apostolul Ioan că nu s-a mai găsit loc pentru ei în cer. Prin urmare, niciodată ei nu mai pot fi localizați în primul cer, acolo unde domnește iubirea, bunătatea, lumina și slava preasfintei treimi, ci sunt agățați, aninați, cum spuneam, în cerul de mijloc, în văzduh. Și de aceea vedeți că în literatura patristică există o teologumenă, o învățătură care aspiră spre caracter dogmatic, dar deși este crezută în unanimitate, nu are suficiente pârghii de sprijin cu privire la acest statut sau caracter de dogmă, și anume vămile văzduhului. Cum că sufletul după moarte, timp de 40 de zile, parcurge un anumit itinerar, trecând prin cele 24 de văme ale văzduhului, sunt practic niște tribunale cerești unde ne sunt cercetate păcatele, care sunt împărțite în anumite soiuri. Le știm din morala creștină, păcate strigătoare la cer, păcate de moarte, păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate împotriva firii, păcate grele sau ușoare, cum spunem noi așa în limbajul uzual duhovnicii, deși oarecum, știm că, deși știm că păcatul este tot păcat, da, sigur că da. Așa. Cel de-al treilea cer este practic universul, să spunem cosmosul, cerul galactic, dacă este îngăduit să spunem așa, sau cerul material, da, pe care sunt așezați luminătorii sau stelele. Acum ați văzut reacția demonilor, foarte interesantă. M-am dus direct cu gândul la Epistola Sfântului Iacov, capitolul 2, versetul 19, unde apostolul insistă pe o credință dublată de fapte, o credință care se exprimă coerent în fapte, o credință palpabilă, am spune noi, pentru că, iată, demonii au și ei o credință, dar o credință care nu lucrează prin iubire, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și spune acolo Sfântul Iacov că și dracii cred, dar se cutremură. Iată ce credință au ei, o credință prin care atestă, de fapt, recunosc dumnezeirea lui Hristos, dar se cutremură pentru că nu pot suferi prezența lui, Părinte Profesor. De ce? Pentru că, să spunem, virtuțile care îl caracterizează pe Mântuitorul, dragostea, smerenia și bunătatea, sunt diametral opuse construcției interioare a acestor ființe chinuite pe vecie. Și cum zice, mai înainte ați amintit de Evanghelia paralelă, zice, ce ai cu noi, Iisuse? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Da. Deci ei recunosc. Recunosc. Practic. Legiunea întreagă sigur, recunoaște. Ai venit aici, vedeți, e oarecum o situație neobișnuită în sensul în care Mântuitorul s-ar fi coborât mai repede la iad decât era preconizat. Știm că în intervalul acesta cuprins între moartea sa cu trupul pe cruce, respectiv învierea cu trupul îndumnezeit, Mântuitorul cu sufletul îndumnezeit se pogoară în măruntaiele pământului, în adâncul pământului, de unde extrage toți drepții Vechiului Testament care așteptau, dacă vreți,
în cămara mai puțin chinuitoare a Șeolului, a locuinței morților, care era bicameral, da? Această, să spunem, structura sufletelor era bicamerală. Într-o parte stăteau drepți și într-o parte stăteau păcătoșii. Mântuitorul coboară tocmai în cămara drepților și având în fruntea cetei sufletelor extrase din întuneric, pe cine credeți? Pe Adam și pe Eva. Prima pereche cu care Dumnezeu a început zidirea neamului omenesc. Și cum frumos o arată și icoana pogorârii la iad, nu? În care Mântuitorul ține cu o mână pe unul și cu o mână pe altul. De fapt, este icoana învierii Domnului. Icoana învierii, da. Sigur, e Anastasis, acolo scrie în limba greacă, învierea. Aceasta este icoana ortodoxă a învierii. Sigur, și Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni, în capitolul 15, și numește sugestiv acest capitol învierea lui Hristos și învierea noastră. Ele sunt legate intrinsec. Dacă Hristos n-a înviat, nici noi nu vom învia, dar prin Hristos cel înviat, noi avem acces, ați văzut la finalul simbolului de credință, să așteptăm tocmai învierea noastră, aștept învierea morților și viața veacului, ceva să fie, sigur că da. Aș vrea să mai prezint un aspect aici interesant al căderii demonilor, să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră. Vă aduceți aminte scena în care ucenicii Mântuitorului, cei 12 apostoli, la care se alătură cei 72 de ucenici, se întorc la Mântuitorul prezentându-i cumva roadele culese în urma propovăduirii Evangheliei, pentru că Hristos îi trimite la propovăduire. Și pe de o parte contrariați, pe de altă parte exaltați, ei spun Mântuitorului: Doamne, și demonii ni se pleacă nouă numele Tău. Mântuitorul, citindu-le această bucurie copilărească, ați văzut la final, o să vedem și bucuria Mântuitorului, le spune așa: nu vă bucurați că duhurile se pleacă vouă în numele meu, bucurați-vă că numele voastre s-au scris în ceruri. Ne arată care este adevărata bucurie sau faptul că, trecând peste această bucurie vremelnică a faptului că tu, exerciți asupra Duhului necurat o autoritate, nu autoritatea ta, ci autoritatea lui Hristos, cel care stă în spatele preoției tale, cel care animă preoția ta, cel care o face lucrătoare, pentru că izvorul preoției este Hristos, să fim înțeleși, nu noi. Eu am spus de multe ori că preotul este asemenea, o analogie să înțeleagă oamenii, este asemenea unui cablu de curent electric. Cablul acela n-ar avea nicio valoare dacă n-ar fi pătruns în el de forța curentului, de dinamica curentului. Curentul este harul care izvorăște din veci, din ființa preasfintei trăim Dumnezeu și este, ați văzut, suflat de Hristos pe fețele apostolilor după înviere, harul preoției, iar noi suntem acele biete fire, albe sau roșii, prin care trece curentul lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă să nu fie curent, suntem și noi inutili, nu? Așa este, sigur că da. Așa. Ce vreau să vă mai spun? Așa, și atunci Mântuitorul le spune așa: l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. În Evanghelia după Luca, în capitolul 10, versetul 18, este această zicere a Mântuitorului. Observăm un lucru foarte interesant, este folosit verbul a cădea la modul gerunziu, căzând. Modul gerunziu este un mod impersonal al verbelor în toate limbile și idiomele pământului, care arată o acțiune continuă. Practic, diavolul nu s-a oprit din cădere, este o cădere veșnică. Este opusul a ceea ce spunea un mare gânditor al bisericii noastre, Sfântul Grigore de Nisa, fratele după trup al Sfântului Vasile cel Mare, că în Împărăția lui Dumnezeu vorbim despre o mișcare ascensională, asemănătoare cu mișcarea unui burghiu cu vârful în sus, da? Se numește epectasis, adică înălțare. Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola a doua către Corinteni despre urcușul din slavă în slavă. Ei, vedeți că în ceea ce privește zona întunericului ființial la demoni, ei se află într-o anti-epectază, adică opusul urcușului, într-o cădere permanentă, un burghiu cu vârful în jos, care sfredelește, dacă vreți, la infinit dimensiunea existențială. Cine mai poate să oprească demonul din căderea lui? El merge din rău în mai rău, pe când ceilalți urcă din bine în mai bine.
Am citit mult pe tema aceasta pentru că am în lucru un tratat de demonologie, dar să știți că concomitent sunt și ispitele la pachet cu informația. Parcă ceva mă trage în jos să nu avansez. E greu, e ceva acolo. Nu știu ce, bănuiesc, dar e. În primul rând, am citit la Mitropolitul Cărturar Bartolomeu Anania faptul că diavolul se luptă din răsputeri pentru a nu fi desconspirat. Pentru a rămâne ascuns, pentru că un vrășmaș ascuns este de două ori mai puternic decât un vrășmaș descoperit. Și că cea mai mare bucurie sau intenția lui veșnică, aceasta este, până la urmă, de a te face să crezi că nici nu există. Da. Asta este cea mai teribilă... Da, este o celebră apoftegmă, ea aparține lumii moderne, că diavolul, cea mai mare reușită a diavolului este să te determine să nu crezi în el, sigur că da. Păi atunci nu poți lupta împotriva lui, e clar. Și asta este mai mult decât zicerea că el caută să stea ascuns sau caută să devină cât mai invizibil. Dar numai că Mântuitorul și Sfinții Apostoli ne oferă, dacă vreți, cheia cufărului în care sunt depozitate armele pe care noi creștinii le putem folosi împotriva lui. Și mă gândesc îmi place foarte mult această apoftegmă aparținând Sfântului Gavril Georgianu. El spune așa: bunătatea ne deschide porțile raiului, smerenia ne introduce înăuntru, iar dragostea ni-l va arăta pe Dumnezeu. Ei, gândiți-vă că aceste trei virtuți lipsesc, dacă vreți, din ocupația de bază a demonilor. Ei niciodată nu poate să fie bun pentru că reprezintă răul prin excelență, răul care nu are totuși un status ontologic pentru că nu există, este o lipsă în carența binelui, el nu apare structurat existențial ca fiind ceva cu un suport. Aș putea spune o stare suspendată. Ați văzut că și în fizică Einstein a spus clar că nu există întuneric și absența luminii, nu există frig, ci absența căldurii. Ei, așa se întâmplă și în zona teologicului, atunci când vorbim despre interferența dintre bine și rău, nu există rău. Răul este un non-bine. Ceea ce nu este bine este, prin definiție, rău. Și aici atrag atenția telespectatorilor, pentru că mulți dintre ei sunt creștini practicanți și vin la biserică și spun așa: părinte, nu fac nici bine, nici rău. Păi măi, nefăcând binele, ai făcut tocmai răul. Datoria noastră este să săvârșim sau binele. Sau nu vei putea fi judecat, că se zice, există conștiința aceasta, că vom fi judecați pentru păcatele făcute, dar oare pentru absența? Păi cum să nu? Binelui pe care l-ai putut face, nu? Pe lângă care ai trecut, nu vei fi judecat. Are o cuvântare foarte interesantă Sfântul Ioan Gură de Aur, se numește despre ogor. Și face o comparație între un agricultor și un creștin și spune așa: creștinul care își desțelenește patimile propriei vieți fără să pună nimic în locul lor, adică semințele care aduc roade, seamănă cu agricultorul care după ce deratizează în ghilimele grădina, adică o sapă, scoate buruienile, o erbicidează, nu plantează nimic. Deci e o muncă în van, o muncă nefolositoare. Sigur. Știți? Și atunci, practic, noi ce trebuie să facem? Să scoatem din noi răul, cu toate rădăcinile adânci sau mai la suprafață, și în locul răului să plantăm binele. Binele valoric care se manifestă pe mai multe planuri. Planul gândirii, planul vorbirii și planul de execuție, planul faptic. Dar am mai auzit de mai multe ori întrebarea aceasta și răspunsurile variază, părinte profesor. Vă rog. Chiar în această cădere, în cădere după cădere a demonilor, care a zis că sunt într-o anti-epectază, mergând totdeauna în jos și mai jos, în această cădere a lor veșnică, oare ei s-ar putea teoretic pocăi,
mântui, ar putea ei să redevină îngeri de lumină în slujirea lui Dumnezeu, dacă ar vrea, dacă și-ar dori? Există... Că am mai auzit mai multe interpretări la această întrebare. Există o întâmplare în viața Sfântului Isaac Sirul, aveți uit în secolul al VII-lea după Hristos, Sfântul Isaac Sirul era, în ghilimele, să spunem, obsedat de această mântuire a demonilor și se tot ruga lui Dumnezeu să-i descopere această mare taină, ține oarecum de problema apocatastazei, adică a mântuirii tuturor la finalul viacului creat, când se va întoarce Domnul Hristos, când va reașeza la loc împărăția. Așa, și atunci, la un moment dat, primește vizita unui înger pe care îl întreabă Sfântul așa, spune îngerul lui Dumnezeu, se pot demonii mântui? Zice, nu știu, dar îl întreb pe Dumnezeu și vin cu un răspuns. Și atunci răspunsul este unul foarte firesc din partea lui Dumnezeu, cu siguranță, oricine se poate mântui cu o condiție, să spună, iartă-mă, îmi pare rău. Am greșit. Sigur. Adică să-ți recunoști greșeala și să te așezi pe direcția corespunzătoare, pe axa binelui. Și atunci Sfântul Isaac întâlnește un demon pe care vrea să-l îmbrățișeze de bucurie, auzind, practic, că există un verdict favorabil în privința mântuirilor. Și îi spune demonului că știi că există posibilitatea ca voi să vă mântuiți. Bun, și ce trebuie să fac? Spune demonul. Păi zice, să spui, iartă-mă, am greșit, îmi pare rău, așa. La care să fiți atenți la reacția demonului. Cine eu? Nu poate. Din cauza orgoliului dus la extrem, nu poate. El îl va considera pentru totdeauna vinovat pe Dumnezeu. Ați văzut Sfinții Părinți, de pildă, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa și Ioan Gură de Aur, au niște tratate intitulate că Dumnezeu nu este autorul răului. Acestea sunt niște, și astăzi auzim foarte mulți, care spun așa, pentru toate atrocitățile care se întâmplă în lumea aceasta, Dumnezeu este vinovat că le îngăduie. Dar uitând că omul are liberul arbitru. Păi, dacă se întâmplă o nenorocire cu copilul tău, tu ca părinte, de ce l-ai lăsat nesupravegheat? E mai ușor să arunci vina pe Dumnezeu decât să-ți asumi greșeala ta. De ce l-ai lăsat nesupravegheat? Nu ai anticipat faptul că poate să există o consecință nefastă a lipsei tale de implicare? Vă aduceți aminte pe vremea prigonitorilor, a persecutorilor, în timpul lui Nero? Orice calamitate se abătea asupra Imperiului Roman era pusă în cârca creștinilor. Și spunea Tertulian ulterior în vremea apologeților că dacă Tibrul inundă câmpiile Romei, dacă Vezuviul își varsă lava asupra unei părți din Italia, dacă cine știe ce se mai întâmplă, pentru toate voi strigați creștinii la lei. Deci este indus această mentalitate total greșită. A pasa responsabilitatea sau a imputa cuiva care efectiv nu are niciun amestec cu problema în cauză. Iertați-mă. Dacă eu rulez cu mașina, da, pe o șosea cu o viteză, ați văzut ce scrie? Viteza ucide peste tot. E vinovat Dumnezeu sau eu? Adică trebuie să lămurim odată pentru totdeauna aceste aspecte, pentru că eu unul, o spun cu părere de nu, m-am săturat să tot timpul să căutăm un țap ispășitor. Dar niciodată nu ne privim în adâncul propriei vieți. Să vedem că, de fapt, noi suntem cauza. Nu Dumnezeu. Îmi permiteți să vă spun, legat de chestiunea aceasta, o maximă celebră a marelui președinte american Abraham Lincoln. Eu nu mă rog ca Dumnezeu să fie de partea mea, eu mă rog ca eu să fiu de partea lui Dumnezeu. Frumos. Dumnezeu tot timpul e de partea mea, dar oare eu sunt de partea lui Dumnezeu? Că iată, în cazul demonilor, Dumnezeu este de partea lor, vrea să-i mântuiască și pe ei, pentru că sunt opera lui de creație.
Dumnezeu niciodată nu-și va șterge de acolo amprenta creațională. Dar ei vor să fie de partea lui Dumnezeu. Așa se pune întrebarea. Ei nu vor să fie de partea lui Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și El de voi. Sigur că da. Sigur că da. Revenind, părinte profesor, la textul acesta al Evangheliei de astăzi, ce s-ar mai putea spune vis-a-vis de, de exemplu, vis-a-vis de reacția demonilor față de prezența Mântuitorului, faptul că se aruncă în mare? Ce s-ar putea spune despre această exorcizare? Practic vorbim despre exorcizare. O exorcizare, da. Și aici vreau să atrag atenția că slujbele de exorcizare se fac doar în cazuri de exorcizare, părinte profesor. Adică în cazul de posedare. Bineînțeles, în cazul de posedare, iertați-mă. Pentru că foarte mulți dintre credincioși, lăsându-se ademeniți de curentul acesta, oarecum tonomatul mistic, știți? Ai băgat fi să-ți cade produsul. Nu merge așa, cu Dumnezeu nu merge așa. Îți cauți de lucru, faci molitvele Sfântului Vasile cel Mare. Da, da, exact. Mă doare măseaua, așa, soțul are probleme cu alcoolul, molitvele Sfântului Vasile cel Mare. Păi, acum, la un moment dat, demonul o să strige și el, măi, nu mai trageți, sunt pianist, sunt nevinovat. V-am spus încă o dată, pentru cele mai multe, și apropo, ca să fim înțeleși, demonul doar ispitește, nu obligă. Nu poate să oblige. Bineînțeles, decizia ne aparține. Deci libertatea, iertați-mă, va deveni un fel de eșafod al, știu eu, al autopedepsirii noastre. Noi ne autopedepsim prin libertatea prost înțeleasă și, evident, prost manifestată. Și Hristos ne propune, oricine a zis, voiește să vină după mine. Adică ne lasă voia liberă. Decizia ne aparține. De partea cui suntem? Nicio problemă. Iată, eu stau, că tot ați amintit de cartea Apocalipsei, nu? Iată, eu stau la ușă și bat. Singur. Na. Și ce trebuie observat? Dorința supremă a demonului de a-l copia pe Hristos. Demonul este cel dintâi plagiator, să știți. Am găsit la un teolog creștin de sorgintă luterană, care a trăit în secolul XVIII, se numește Jacob Böhm, o zicere foarte interesantă. Spunea așa, l-am întrebat pe Satana, de ce ai ieșit din paradis? La care el mi-a răspuns, am vrut să devin autor. Observați? Spre ce tinde el? Asta e ținta lui. Să fie ca Dumnezeu. Auto-îndumnezeirea. Nu există auto-îndumnezeire. Aici a greșit și Adam. A căzut în această capcană a auto-îndumnezeirii. Îndumnezeirea este prin Hristos. Prin energiile preasfântului Duh Dumnezeu care se manifestă asupra omului credincios. Nu prin propria persoană. Demonul n-a mai contemplat căderea a fost iminentă și foarte repede de la momentul creației lor, pentru că n-au fost desăvârșiți în bine, n-au apucat să se desăvârșească, să se statornicească în bine. Ați văzut și cuvântul Sfântului Arhanghel Mihail pe care îl avem noi ca o prelungire așa rezonantă în Sfânta Liturghie, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să ne statornicim în bine, să ne pietrificăm, să ne cimentăm în binele suprem care e Dumnezeu. Ei n-au apucat. Și atunci, mai spunea mitropolitul cărturar Bartolomeu Anania, au căzut și datorită faptului că erau iuți la fire. Graba strică treaba. Da. Știți? Sunt foarte multe de vorbit. Vă spun, un univers întreg de informații cu privire la lumea aceasta care se notează matematic cu minus. Minus valoare, nu plus valoare. Plus valoare este în partea îngerilor buni, știți? Da, și vedeți, nu ne trimite în adânc, trimite-ne în turma aceasta. Deci caută orice formă vie de viață pe care să o poată stăpâni, dar prin această stăpânire să-și exercite, să-și împlinească, dacă vreți, interiorul gravat cu ură, cu răutate, cu capacitatea de a distruge, de a anexa răului tot ceea ce de a devia lumea.
De la mersul ei spre Hristos. Și dacă îmi permiteți, vă citesc un pic din profilul moral al lor, este expus de Sfântul Apostol Pavel în Faptele Apostolului, capitolul 13. Știți că s-a dus în insula Creta, în cetatea Pafos, împreună cu tovarășul său de călătorii misionare, Sfântul Apostol Barnaba, și la un moment dat proconsulul cetății Pafos, Sergius Paulus, dorea să asculte cuvântul Evangheliei, dar era împiedicat de un anume vrăjitor pe nume Elimas. Mai apare și numele, cu numele evresc, de Bar Iisus, fiul lui Iisus. Se pare că am găsit comentariul la Sfântul Iustin, martirul filozoful, că ar fi de fapt o chestiune peorativă. Diavolul nu este în niciun caz fiul lui Iisus. Așa. Și să vedeți ce profil interesant conturează Sfântul Apostol Pavel, care sunt trăsăturile definitorii ale demonului. Să îmi iau ochelarii de aproape. Așa. O tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmașule a toată dreptatea. Observați? Înșelăciune, viclenie, vrăjmaș al dreptății. Nu vei înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte? Ce spunea Sfinția voastră înainte? Cu asta se ocupă. Să devieze, să abată atenția de la normalitate la anormalitate. Și iertați-mă, lumea de astăzi... Nu știu dacă nu mi se pare că foarte mult și reușește, apropo de lumea de astăzi. Da, se lasă... Să devieze cursul, așa cum a citit dumneavoastră mai devreme. Păi... Haideți să deschidem... Chiar și reușește. Să deschidem Sfânta Scriptură, dar ascultați-mă, vă rog să mă credeți. Nu mă refer doar la creștini. Mă refer la... Uitați, la cele trei mari religii monoteiste ale lumii. Iudaismul, creștinismul și islamul. Toate vorbesc despre familia compusă din bărbați. Asta este normalitatea. Asta este calea pe care Dumnezeu a lăsat-o, sigur, în lumea aceasta. Diavolul vine și spune, nu, mai există și o altă alternativă. În virtutea drepturilor voastre, păi cu drepturile voastre veți pierde împărăția lui Dumnezeu. Drepturile noastre n-au voie să se suprapună peste sau să combată sau să se opună poruncilor lui Dumnezeu. Niciun caz! Asta ca asta, părinte profesor, că deja cazul ăsta este notoriu, dar gândiți-vă că... Păi, am dat un exemplu sunt, că mi-era mai la îndemână. Gândiți-vă că acum sunt, da, eu mă gândeam și la ăsta în timp ce aș citit caracteristicile acestui om de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, dar mă gândeam și la faptul că sunt permise astăzi aceste eutanasieri, nu, la cerere, practic. Adică fiecare poate să meargă și să moară în mod legal undeva și se consideră că este acesta un lucru drept, un lucru adevărat. Și, iată cât și de deviată, numai puțin, numai dreptul puțin la avort. Numai haideți, puțin. Haideți să vedem, mă uit la Sfântul Apostol Ioan, Sfântul Apostol Ioan, am vorbit adineauri de Sfântul Apostol Pavel, și Sfântul Apostol Ioan îi conturează un profil moral demonului. Să vedeți cine stă în spatele crimei sau a crimelor de tot soiul, în primul rând al pruncuciderii. Auziți aici, în 1 Ioan 3,8, cine săvârșește păcatul este de la diavolul, pentru că diavolul de la început păcătuiește. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să strice lucrările diavolului, vedeți? Unul dintre scopurile întrupării lui Dumnezeu Cuvântul sau Dumnezeu Fiul în lume este să strice lucrările diavolului. Și acum într-un text foarte apropiat de cel pe care l-am citit adineauri, tot din învățătura și gândirea Sfântului Apostol Ioan în Evanghelie. Să vedeți ce spune Mântuitorul despre diavol. Aici Mântuitorul direct spune în capitolul 8, versetul 44, poate că telespectatorii își notează aceste versete pe care noi da, le... Da, ar fi bine. Ar fi bine. Interesant să rămână cu ceva. Deci, încă o dată, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, auziți aici... Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru.
Și de la început, diavolul a fost ucigător de oameni. Iată, diavolul este criminal, este ucigaș. Păi închipuiți-vă că prin persuasiune, deja a bătut moneda acolo cu Adam și Eva până când i-a convins. Asta este persuasiunea. O insistență pentru a deveni credibil. Prin persuasiune, da, și prin inserarea acestei rebeliuni într-o autonomie, diavolul i-a împins în moarte. Căderea primilor oameni a însemnat practic moartea. Că spune Sfântul Apostol Pavel, precum printr-un om a venit păcatul și prin păcat moartea, nu? Tot așa prin Iisus Hristos a venit învierea morților, de fapt, că El este întâiul născut între morți. Vedeți? Deci, cine stă în spatele crimei? Diavolul. Pentru că diavolul este întâiul ucigaș. Și atunci eu când am această tendință sau dorință de a mă duce la ginecolog să fac un chiuretaj sau să omor pruncul în pântece cu 2, 3, 4, 5 luni înainte de a se naște, nu fac altceva decât fac poftele tatălui meu, diavolul, întâiul ucigaș de oameni. Cum să îți omori copilul în pântece, rodul suprem al binecuvântării pe care Dumnezeu o rostește asupra ta, această binecuvântare este viața. Vă dați seama, noi oamenii nu suntem conștienți de faptul că Adam și Eva nu sunt nume, sunt responsabilități, sunt calitățile definitorii ale primului cuplu uman. Hadamac înseamnă lut roșu, pământ, arată originea omului, da? Structura aceasta biochimică a omului, nu? Care conține în sine toate elementele naturii ale cosmosului. Și Havac înseamnă viață. Mama este viață, este laboratorul vieții. Am ținut să fac aceste precizări pentru că, părinte profesor, am vorbit și despre această posesie morală. Nu doar posedarea demonică, fizică, nu doar fizică. Da, ci și morală, pentru că în momentul în care faci aceste patime abominabile, vă rog să mă iertați, dar uite voia cui o faci. Trebuie să luptăm foarte mult, foarte mult împotriva acestor capcane în care cad tinerii noștri astăzi, să știți. Ca de altfel, așa cum spune și în alt preasfințitul Părinte Mitropolit, există un demon care stă la cârma tineretului, a șarpele alb. Drogurile, care seceră viața și conștiința a multora dintre tinerii noștri. Da, din păcate, e un fenomen tot mai răspândit. În țara noastră, cum se zicea, țara noastră a devenit dintr-o țară de tranzit, o țară consumatoare. Mă gândeam, părinte profesor, și apropo de aceste două forme de posedare, posedare fizică și posedare morală, și pentru că timpul deja se apropie de, ne apropie de sfârșitul emisiunii, mă gândeam la o formă de posedare morală și din partea locuitorilor cetății care l-au alungat pe Domnul Hristos din hotarele lor. Și dacă, acum, spre final, mai rămâne și o întrebare legată de admiterea 2024 la facultatea noastră de teologie, tocmai s-a încheiat săptămânile trecute, dar până să ajungem acolo, câteva cuvinte despre atitudinea conlocuitorilor acelei cetăți. Da, acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Unde era sau din ce era cuantificată comoara lor? Din câștigurile obținute de pe urma vânzării porcilor. În momentul în care au simțit pe pielea lor această daună materială, în momentul acela și-au arătat adevărata lor inimă. L-au izgonit pe Hristos. Bogăția acestei lumi a reprezentat pentru ei un plus de valoare mult, mult mai consistent decât Hristos, care este bogăția decât Domnul vieții. Sigur că da, viața veșnică. Și viața veșnică. Și aici, dacă îmi permiteți, legat de această atitudine, eu aș vrea să le propun telespectatorilor noastre, cum să vă spun eu, următorul gând, să se aplece cu precădere asupra a ceea ce spun eu acum. Și Domnul Hristos și diavolul, fiecare vin cu oferte. Diavolul ne propune o viață luxuriantă, o viață, dacă vreți, cu de toate, dar
pe un termen scurt, hai să spunem 100 de ani, cât putem trăi? Hristos ne propune lumină, bucurie și pace în vecii vecilor. Acum hai să cântărim. Ce-i mai greu? 100 de ani sau vecii vecilor? Și atunci fiecare să aleagă ceea ce consideră că trebuie. Am înțeles, părinte profesor, câteva cuvinte acum, înainte de despărțirea de telespectatorii noștri, despre procesul de admitere și despre admiterea propriu-zisă, cum s-au desfășurat acestea pentru noul an universitar 2024-2025 la Facultatea de Teologie din Timișoara. Cu binecuvântarea Înaltea Sfințitului Părinte Mitropolit Ioan și cu implicarea decanatului facultății noastre, împreună cu dumneavoastră și cu alți colegi de-ai noștri, am trecut prin această febră. A fost o perioadă destul de febrilă, nu la propriu, la figurat, bineînțeles, dar totul e bine când se termină cu bine, în sensul că 20 de proaspăt absolvenți au și confirmat că am mai dat și eu câteva telefoane pe aici, pe acolo, au confirmat locul, deci avem în prezent 20 de candidați admiși la teologie pastorală pentru programul de licență al specializării, respectiv 11 pentru programul de masterat, masteratul fiind numit Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină. E adevărat că toamna se numără bobocii, așa că așteptăm să vedem dacă în toamna aceasta avem ce număra. Mai este o admitere. Mai este o admitere, nu? Da, în septembrie. Și la licență, da, și la master. Și da, sperăm că cei care sau au fost indeciși sau n-au avut încă documentele necesare înscrierii, nu? Cum este cazul celor care abia în toamnă vor deveni licențiați în teologie, să se înscrie la aceste programe de studiere a teologiei ortodoxe aici la Timișoara. Semnale sunt, am mai primit telefoane și pentru toamnă. Sunt unii care în perioada aceasta, desfășurând un anumit tip de activitate la locul de muncă, sunt plecați din Timișoara cu compania sau cu instituția respectivă, dar întotdeauna în septembrie lucrurile se așează în firea calendaristică, să spunem așa, pentru că totul e legat de începerea școlii pentru copii și atunci lumea revine din concedii la vatră. Eu cred că va fi un an bun și aici, dacă îmi permiteți, chiar l-am felicitat pe părintele profesor Alin Scridon pentru faptul că eu am simțit o generație de nădejde. Să știți, chiar am rămas impresionat de copiii care ne-au trecut prin față și mie și da, pentru că am fost împreună și am văzut și eu că, într-adevăr, da, sunt... Nu sunt toți absolvenți proaspăt de liceu, sunt și mai maturi, puțin mai copți, dar slavă Domnului, sunt oameni cu minți, oameni care vor să studieze teologia și avem nădejde. Și am depistat și cântăreți buni. Și numai puțin părintele profesor de muzică. Că eram acolo și cu i-a testat și a găsit și oameni destoinici, cel puțin de viitor, pentru corul Facultății de Teologie, puțin mai greuți la dânsul, pentru că în fiecare an îi pleacă studenți și totdeauna, de la an la an, trebuie să se bazeze tot pe alții, plus minus. Pleacă, știți cum, pleacă cei învățați și vin alții neînvățați. Cu care trebuie să începi aproape de la zero, bazele să le pui ca să poată să cânte frumos. În asta constă bagheta de dirijor, nu? Că este și dirijorul corului. Și dirijor și profesor de muzică și în aptitudinea sa sigur că stă și viitorul și felul în care se prezintă, mai ales corul Facultății de Teologie, având în vedere că vine și toamna, iarna, din nou cu colindele și cu toate celelalte. În orice caz, slavă Lui Dumnezeu pentru toate și să rânduiască Dumnezeu, eu spun așa, vremuri aducătoare de sănătate și de pace. Că restul le facem, vă spun, pe toate. Am ferma convingere că dacă suntem sănătoși și în lume domnește Duhul Păcii Lui Hristos, restul toate vin de la sine. Cum spune Mântuitorul, să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu de dreptate și toate celelalte. Grija zilei de mâine, vă spun eu, va dispărea pentru că toate se așează la locul lor.
Și cum se mai roagă câteodată cei doi părinți împreună slujitori, că ați amintit de mănăstirea unde a slujit și dumneavoastră, câteodată la unele slujbe, la ectenie, rostesc o ectenie care nu este în, este preluată de undeva, nu este în ectenia mare, în liturghierul, să-i spunem, oficial al Sfântului Sinod, ci este o ectenie preluată de undeva, zice, se roagă Domnului Dumnezeu să scoată secerători la vremea secerișului, părinte da, profesor. Așa este. Și deci să scoatem și noi, să putem să scoatem, să dăruim bisericii prin puterea lui Dumnezeu și cu binecuvântarea părintelui mitropolit Ioan și a conducerii facultății și a colegilor noi, unii dintre ei confirmați, reconfirmați, promovați, nu? Să putem să contribuim și noi la scoaterea secerătorilor la vremea secerișului în Biserica lui Hristos. Părinte profesor, tare mult vă mulțumesc personal și în numele celor care s-au uitat la noi în această seară, care se vor uita pe rețelele de socializare și în zilele și săptămânile care urmează. Vă mai așteptăm. Ne-ați vorbit foarte frumos despre conținutul Sfintei Evangheliei de astăzi, despre semnificația acestei Evanghelii, despre puterile demonilor, despre caracteristicile lor și știam deja și dumneavoastră ați reconfirmat că vă ocupați de un tratat de demonologie, nu? Și iată că și din perspectiva aceasta, prezența dumneavoastră în această duminică, atunci când ni se propune această Evanghelie, este și mai potrivită. Vă mulțumesc frumos și să aveți parte numai de bine. Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim! Și dumneavoastră vă spunem să aveți săptămână binecuvântată, dragii noștri. Vă dăm întâlnire ca de obicei duminica viitoare. Doamne ajută, numai bine!